Paolo Balint, cântați într-o formație cu muzică adecvată pentru nunți, genul acesta, muzică de cu corzi, este solicitat în ultima vreme la nunțile mai pastoase. Sigur, noi cântăm la primirea invitaților în restaurant și pe durata aperitivului, adică momentul de întâmpinare a invitaților într-o sală de nunți. Este un moment elegant și oarecum onorează invitații care sosesc. De ce solicită nuntașii un asemenea moment? Am văzut în ultima vreme muzica este înregistrată, totuși mai sunt persoane care doresc, profesioniști, pentru că văd că sunt profesioniști ecologici. Sigur, este un moment original și o formație, eu cred că dă și nivelul unui eveniment. Sunt multe evenimente la care participați într-un an? Tot mai multe avem, de 10 ani am început și depășim peste 100 pe an. Doar local, doar prin Cluj? În general în Transilvania. Sunt solicitări și în afara Transilvaniei, dar nu prea merită, că drumul ne ia foarte mult timp. Cântați la cerere, aveți un anumit program, sunt piese care vă sunt solicitate? Da, repertoriul nostru conține de la piese clasice celebre, în general piese vesele și cunoscute. Avem muzică de film, jazz ambiental, evergreen. Cum se împacă activitatea dumneavoastră cu cea profesională, să zicem, cea de bază? Foarte bine se poate împaca. Cu timpul mai avem probleme, dar profesional, fără niciun fel de probleme. Asta este muzică de calitate. Este o concurență mare. Am văzut că sunt și alte formații care acoperă cam același gen. Cum vă înțelegeți pe piață? Foarte bine. Eu cred că este loc pentru toată lumea. Mai nou sunt tot mai multe formații și cred că și cererile sunt pe măsură. De-aia sunt mai multe formații. La noi tot ne înmulțesc cântările, deci nu avem de suflet. De unde a venit această încheiere? Cum ați dorit să formați această... acest ansamblu? Sincer, am văzut modele din Europa Occidentală și din Statele Unite, deși tradiția are Europa, din Europa provine. Eu cred că nu este o rușine să se cânte muzică clasică la restaurante, deși avem foarte mulți compozitori celebri, să ne gândim la Strauss, la Haydn, la toți au cântat pentru evenimente, au și cântat și au compus pentru evenimente, pentru muzica ambientală. E foarte simplu și dăm clasă. Practic ați dat o oarecare tendință, ați dat o oarecare tendință și la noi, au urmat și alte formații. Foarte mult, da. Cred că noi am fost primii care am început așa și comercial să facem reclamă la acest stil de muzică. După 89 și acum sunt foarte mulți care au preluat. Cu succes, cred. Care viitorul se va apela la formații vii care trăiesc muzica pe scenă și în viitor? Sunt noutăți, mulți introduc noutăți și stilistice și ca și gen de muzică, dar această muzică este absolut nemuritoare, este ca și o mâncare bună sau ani din care trăiește veșnic și o să fie la modă veșnic. Cum ați selectat după impactul din anumite filme, din anumite piese, care e lista dumneavoastră cu cele mai cântate piese? Foarte mult se cere eleganța, mai ales la nunți. Ca să dea eleganța unei nunți trebuie muzică adecvată, mai ales la primirea invitaților. Și în afară de asta cântăm foarte mult jazz. Foarte mult jazz clasic, cântăm foarte multe părți din muzică de film foarte celebre, părți care ne sunt solicitate și am învățat. Succes! Mulțumim!